Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, le spun mulțumesc pentru invitație, bine ați venit, fratelui Claudiu Lăpădat și fratelui Remus Runcan, și slujesc în două biserici aici din vestul României, i-ați văzut de multe ori pe ecran, de obicei la subiecte grele, sensibile, invităm. Cum este și acest subiect legat de starea credincioșilor, a bisericilor, probleme care au apărut după această prelungită perioadă de izolare? Știu că inițial am zis să fim mai teoretici, puțin mai teologi, dar eu personal, azi dimineață când am început să-mi listez cererile de rugăciune pe care să le atingem aici în discuția aceasta, să ne rugăm pentru ele, am fost uimit să văd cât de multe persoane, inclusiv din biserică, au fost într-un fel sau într-altul afectate de această perioadă atipică de izolare, de frustrare, de lipsuri, de condiții neobișnuite în care au fost puși foarte mulți credincioși. Nu știu, poate aveți altă percepție în bisericile, în locurile în care slujiți, dar perioada aceasta a scos la lumină niște lucruri, a arătat niște nevoi, a accentuat niște situații. Înainte de a vă da cuvântul și a vă întreba câte ceva, vă spun, două dintre e-mail-urile care le-am primit în ultimele zile m-au făcut să abordez astfel această emisiune. Valer din Cluj-Napoca îmi spune simplu pentru familie, sănătate duhovnicească, sufletească și trupească. Și încă cineva, care citesc numele, din Siget, Anișoara, am nevoie de rugăciune pentru sănătatea mea trupească, sufletească și spirituală. Două persoane care, în fond, probabil că știu mai mult decât alții, mi-arată că, în fond, problema vindecării, a restaurării trebuie făcută și pe dimensiune trupească și sufletească și spirituală. În puțin despre asta, dacă ați putea să vorbiți, și chiar vă spuneam înainte de a intra în direct, văd așa o nevoie, chiar în rândul credincioșilor, o nevoie de clarificare. Cum adică vindecarea nu e numai trupească, avem nevoie de vindecare și sufletească și spirituală. Mulți nu înțeleg nici dimensiunea triunică a ființei umane. Dacă ați vrea să faceți introducere în această zonă, pentru ca să știm cui ne adresăm, să ducem puțină lumină. Omul este un duh care are un suflet și locuiește într-un trup. Ceea ce noi trebuie să înțelegem este că ființa umană, creată în întregime de Dumnezeu, în jertfa Domnului Iisus Hristos, găsește resursele complete pentru tot ceea ce înseamnă mântuire, eliberare, vindecare, umplere cu puterea Duhului Sfânt și o viață de biruință care înseamnă purtarea crucii lui Hristos pentru moartea firii față de lume, față de păcat și pentru trăirea într-o biruință spirituală prin ascultare de Dumnezeu și umblare cu Dumnezeu. E foarte simplu. Sigur, sunt două teorii care spun omul este parte spirituală și parte materială. Corect, da. Deci, oricum spui, ideea este că sunt două părți. O parte fizică și o parte spirituală. Pentru amândouă, în Hristos, în jertfa Lui, există resursa totală a vindecării. Isaia 53 în întregime. Într-un fel, ideea aceasta a ființei umane triunice este doar că vrem să ne asemănăm cu dumnezeirea. Mai subliniați acest lucru. Mulți vor spune, nu, de ce? În dimensiunea aceasta nu vreau să... Sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar unde scrie în Biblie? Unii spun în Biblie, nimeni spune Trinitate. Mai subliniați puțin asta. Am vrea ca toți oamenii care ne urmează să înțeleagă că ei ne adresăm problemelor pe care le au pe aceste trei dimensiuni. Omul poartă în el exact ceea ce Dumnezeu în ființa lui este. Asta înseamnă că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că poartă în el o amprentă, dar păcatul a afectat toate cele trei nivele ale omului. Deci omul nu este afectat doar la nivelul trupului, deși el cumva caută vindecare la nivelul acesta pentru că este cel material, vizibil, cumva ușor de perceput. Dar de fapt omul a fost corupt în toate domeniile vieții lui. Nici emoțiile lui nu sunt întru totul curate, nici duhul lui, nici intelectul, chiar și la nivelul logicii, noi avem probleme. Și dacă ne bazăm doar pe logică, s-ar putea la un moment dat să ajungem într-o direcție greșită. Și cunosc oameni care intelectual sunt, zic ei, ireproșabili. Și totuși nu sunt. Pentru că anumite lucruri nu le gândesc bine. De aceea e foarte important ca atunci când vorbim despre vindecare și restaurare să ținem cont de aceste trei aspecte pe care Dumnezeu le-a pus în noi și pe care diavolul încearcă să le pervertească, încearcă să le strice din oricare parte.
Pentru că odată afectat unul dintre aceste domenii, de fapt toate trei sunt afectate. Nu se poate să fii perfect din punct de vedere trupesc și totuși să fii viciat din punct de vedere spiritual. În momentul în care spiritual ești viciat, lucrul acela se reflectă la nivelul trupului și bineînțeles că la nivelul duhului. Acum, de ce sunt trihotomist? Apropo de ceea ce spunea fratele Claudiu, că există unii care sunt dihotomiști, care spun că doar omul are doar trup și suflet. Eu cred că ne deosebim de regnul animal tocmai prin acest duh. Deci eu știu că dihotomiștii cumva pun și combină pe cele două. Așa-i. Dar în cele din urmă, animalele au sentimentele lor. Chiar și gândesc lucrurile într-un anumit fel. Dar omul are acest etaj superior, nivel la care se petrece acea relație personală cu Dumnezeu, acea comunicare, comuniune cu Dumnezeu. Și nu se poate ca să fii afectat în domeniul acesta și să nu fii sănătos din punct de vedere duhovnicesc și totuși să pretinzi că ești un om întreg, că ești un om care ești bine. În momentul în care cele trei colaborează și sunt în armonie, omul este sănătos. Omul, nașterea din nou în om se produce în duhul omului. Pentru că este evident că oamenii se nasc morți în păcat, spune Biblia, da? E clar că este o dimensiune care nu se vede, că în momentul în care un om este născut, copil, bebeluș din mama lui, e viu, da? Dar sufletul, duhul lui este mort. Sufletul îl înțelegem ca voință, rațiune, sentimente. Ele sunt nemântuite, ele sunt corupte de păcatul strămoșesc, păcatul adamic care este în noi. Asta este foarte simplu să știi, dacă asta nu știi, atunci e o problemă. Ceea ce se întâmplă în momentul în care tu auzi Evanghelia, crezi Evanghelia, primești Evanghelia sub lucrarea Duhului Sfânt, care te convinge de păcat, este că cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia mântuirii noastre, intră în ființa noastră prin Duhul Sfânt și ne naște din sămânță dumnezeiască, primind dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Duhul nostru se naște din Dumnezeu. În momentul în care te naști din nou, nimic din exteriorul tău nu se schimbă. Rămâne același. Pot fi momente în care, într-un moment al nașterii din nou, oamenii pot fi mântuiți, sunt mântuiți și pot fi și vindecați și eliberați, dar ca esență, lucrul principal este nașterea din nou, din Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă în procesul sfințirii este că mintea, voința și sentimentele intră într-un proces de transformare ca să fie rearanjate și resupuse voii și călăuzirii lui Dumnezeu prin cuvânt. Iar trupul este foarte clar că în trup trăim în trup, cu el trăim, în momentul în care se desface casa noastră pământească, spune Pavel. Adică trupul, funcțiunile biologice încetează. Sufletul, duhul nostru cu cele trei funcții, sufletul, voință, rațiune, sentiment, se duc la Dumnezeu. Momentul învierii va fi acea cuplare înapoi cu trup răscumpărat și sufletul, duhul care vine din cer și va fi, atunci va fi, vom fi ca el, spune Biblia. Până atunci, pe pământ, ne confruntăm cu unul. La nivel de trup, boală, probleme, dureri fizice. La nivel de suflet, sentimente contradictorii. De la agonie la extaz. Apoi, în ceea ce privește mintea, spune Scriptura, când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu. Cred că toată lumea a trăit așa ceva, e absolut, da? Mai departe. Voința noastră este îndreptată nativ spre rău. Cine crede că s-a născut cu o voință spre Dumnezeu, are o problemă de înțelegere a realității. Ei, toate aceste trei lucruri, conduse de Duhul omului, născut din Dumnezeu, care locuiește într-un trup. Și la toate aceste nivele noi avem nevoie de restaurare, vindecare, eliberare. Și toate se produc pentru că harul nemărginit al lui Dumnezeu în Hristos și pe nimic altundeva, în Hristos, aduce mântuirea Duhului, vindecarea sufletului, vindecarea trupului și în final răscumpărare și glorificare. Am asigur că mulți deja au înțeles că acele cauze pe care le-am trimis nouă intră în zona aceasta de afectare pe perioada a pandemiei. Dați-ne așa niște exemple. Cum poate această perioadă de izolare, de frustrări, de tensiuni, de comunicare atipică să afecteze
și trupul nostru, dar mai ales partea sufletească, acea compusă din trei părți, cum spunea, voință, sentimente și rațiune. Dați-ne niște exemple. Cum, în fond, lumea se întreabă cum a putut pe mine afecta, că eram foarte tare într-o zonă a ființei mele, această pandemie, acest COVID, această stare de izolare. Dați-ne așa niște exemple. Da, s-a pus o mare presiune asupra fiecărui om și cumva i s-a indus această teamă. Ea a existat și temeri au existat și înainte de COVID. Dar acum, în această perioadă, cumva teama aceasta a depășit cotele normalului. Încă de la începutul pandemiei, din luna martie, am citit un sondaj de opinie făcut de IRES, în care se vorbea de 3 din 4 români care se confruntă cu temeri majore. În momentul în care vorbim despre trei pătrimi, ne dăm seama că teama aceasta a cuprins populația în general. Și cred că dacă ar fi măsurat după 2 sau 3 săptămâni, poate sau după o lună, era și mai mare. Deci probabil că la un moment dat m-am trezit chiar eu. Și mă dau exemplu pe mine, dacă tot ați zis să dați exemple, să dăm exemple. Mă dau exemplu pe mine însumi. După vreo o săptămână de la anunțarea acestei pandemii, am început așa cu un tremur interior, cumva să mă gândesc la tot felul de posibilități, dintr-o dată să devin anxios și m-a ținut lucrul ăsta de dimineața și până aproape seara. Și seara m-am scuturat și spre ora 10 am ieșit afară pe terasă și m-am uitat la cer. Și când m-am uitat la cer instantaneu, și am văzut stelele, era o seară senină, și am văzut stelele, dintr-o dată am început să-L laud pe Dumnezeu, să-I mulțumesc pentru faptul că El ține toate stelele acelea, că El le cunoaște pe nume, că El le dă traseele pe care trebuie să meargă și nu întârzie niciuna dintre ele, fiecare pe orbita ei. Și atunci am spus, de ce să mă tem? Dacă am un astfel de Dumnezeu, de ce să mă tem? Frica, zic eu, are de-a face cu acea zonă de care vorbea Claudiu, a sufletului, acolo, în sentiment, acolo, acolo este un atac, sentiment, acolo a lucrat, frica, dar acum, ca și credincios vă întreb, Biblia spune de nu știu câte ori, nu vă temeți. Cum se împacă aceste două? Pentru că cei care ne urmăresc, să zicem, jumătate sunt credincioși care știu Biblia sau au citit-o, măcar au dat de câteva ori peste această expresie, nu vă temeți. Ce înseamnă faptul că totuși am lăsat frica, dacă fratele Remus a lăsat pentru o clipă, să zicem, ca frica să-l afecteze. De ce? De ce și credincioșii sunt vulnerabili la capitolul fricii, a temerilor? Dați-mi voie să vă spun următoarele lucruri la care m-am gândit în perioada aceasta. Și ce dacă Biblia spune nu vă temeți? Și ce dacă? Biblia spune multe lucruri. Și ce dacă spune? Pentru că noi n-avem a face nimic cu ea. Creștinii evanghelici nu sunt doar un abur, sunt o jumătate de abur. Noi nu suntem pregătiți nici pentru trezire, nici pentru prigoană și nici pentru răpire. Deci eu aș spune aceluia care spune eu sunt gata să mai stea un pic. Când spun lucrurile astea, le spun începând cu mine, începând cu toți cei care trec prin camera de consiliere duhovnicească cristocentrică, le spun uitându-mă la realitatea tristă a bisericii. Pentru că Biblia spune multe lucruri și întreb din nou, și ce dacă? Pentru că nu o citim, nu o credem și nu ne transformă pe din lăuntru. Nu pentru că ea nu poate, ci pentru că noi nu suntem determinați să o cunoaștem. Din cauza aceea, se pune întrebarea, creștinii pot trece prin depresie? O, da, creștinii pot trece prin depresie. Problema este cât trec prin depresie. Avem exemple de oameni mari al lui Dumnezeu din istorie, nu? Nu încercăm noi să fim spirituali. Sunt alții care au fost spirituali și au ajuns pe paginile Scripturii și au trecut pe acolo. Dar problema este că timpul este foarte scurt. După care, ridicarea este foarte rapidă și drumul care urmează este plin de putere. Noi nu avem asta.
în viețile noastre. Deci așa, încerc să trag o mică concluzie. În afară de efecte la nivelul trupului, a sufletului, efecte asupra noastră ca indiviz, în afară de efecte la nivel de biserică, limitări ale formelor de expresie ale bisericii, un factor major al acestei situații, acestei pandemii, a fost faptul că ne-a arătat starea noastră ca individ și ca biserică. Mulți spun acest lucru, da? Această situație, prin această situație, Dumnezeu ne-a arătat cum suntem, o radiografie. Exact. Că avem noi probleme de boli și necazuri, da, ca efecte, ca alimentație. Spun și alții, nu, ne-am dat seama că nu suntem pregătiți pentru ce urmează. Și acest lucru luăm ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu sau ca pe o binecuvântare. Unii se vor ispiti, cum anume discutăm despre provocările pandemiei și pun întrebarea asta. Cum să o luăm? Personal, eu cred că Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, are ultimul cuvânt și ultima semnătură asupra orice se întâmplă în lumea aceasta. De aceea, în momentul în care această pandemie a venit, nu neapărat a fost cauzată de Dumnezeu, dar a primit semnătura lui Dumnezeu. Și totul are un scop. Și copiii lui Dumnezeu au fost trecuți prin această perioadă, care nu știm sincer dacă s-a încheiat. Dar ceea ce știm este că Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta cu un scop și noi trebuie să învățăm ceva din această pandemie. Eu cred că ne-a arătat cumva mai profund ceea ce suntem decât atunci când aveam sănătate, n-aveam temeri, lucrurile mergeau cumva într-o direcție fără să fie împinse de către cineva. Dar acum, după această pandemie, am realizat faptul că avem anumite probleme. Dacă în această pandemie, stând mai mult acasă, am avut probleme și ciondăneli cu cei din familia noastră, înseamnă că avem o problemă relațională. Că am fost forțați să stăm mai mult cu cei din familia noastră. Poate că ne-a plăcut înainte mai mult regimul 20 de ore plecat de acasă. Copiii cu multe școli, cu multe proiecte, cu multe lucruri pe care să le facă, iar noi părinții cu lucrurile noastre. Dintr-o dată am fost puși împreună. Există și beneficii. Nu există doar părți negative. Criza aceasta are și părți pozitive. Dacă ele s-au văzut în familiile noastre, în lucrările noastre, înseamnă că ele au fost acolo și au ieșit la suprafață. Dacă au ieșit lucruri negative, înseamnă că și aceste lucruri negative au fost în viața noastră și criza aceasta le-a dus la suprafață. Trebuie să evaluăm exact efectele și să vedem de fapt care sunt cauzele, care sunt lucrurile acelea interioare, lucrurile din lumea nevăzută. Pentru că în lumea asta văzută, în lumea trupească, lucrurile sunt mult mai ușor de perceput. Dar în momentul în care există conflict între lucrurile duhovnicești, între lucrurile sufletești și lucrurile trupești, înseamnă că ceva în relația aceasta nu funcționează. Ceva nu este așa cum ar trebui să fie. Pentru că Dumnezeu aduce ordine. Dumnezeu pune lucrurile în armonie. Așa cum la nivelul Trinității există o armonie perfectă, tot așa la nivelul Trinității omului, să numim Trinitatea Mică, trebuie să existe această armonie între suflet, între duh și între trup. Am avut răspunsuri contradictorii din Apocalipsa, pe ultima pagina Bibliei, 22:11. Cine este nedrept să fie nedrept și pe mai departe, cine este întinat să se întineze și pe mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Mulți spun, dar nu-i nedrept. Cum adică? Nu ne dă Domnul șansă și vrea ca fiecare să nu piară, să vină la cunoștință? Cum adică? În vremurile de pe urmă, înainte de momentul final, Dumnezeu face așa o separare. Cum? Ce le spuneți oamenilor care arată acest verset? Da, cine e drept să se sfințească, să meargă mai departe, cine sfânt să... Ce facem cu ceilalți? Nu le mai dăm o șansă? În fond, cum să interpretăm versetul acesta? Nu? În fiecare zi, când te trezești și respiri, trebuie să-i spui lui Dumnezeu simplu, Doamne, mulțumesc frumos că dimineața aceasta sunt viu. Asta înseamnă că ai șansă la viață. Dacă ai șansă la viață, înseamnă că ai șansă la mântuire. Mântuirea este oferită gratis tuturor oamenilor, fără plată. Este o singură dorință care ar trebui să vină din inima oamenilor și aceea vreau să primesc mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea este un lucru
care îl privește pe fiecare om în parte. Eu nu pot mântui pe copiii mei. Nu pot mântui pe soția mea. Eu nu mă pot mântui pe mine. Mântuirea este actul suveran al lui Dumnezeu între Hristos și fiecare individ în parte. Fiecare alege pentru viața lui exact ce vrea. Pentru că exact așa răspunde el. Nimeni nu răspunde pentru mine. Eu nu răspund pentru nimeni. Mântuirea este actul suveran al lui Dumnezeu la care eu spun da sau nu. Dacă îl vreau pe Dumnezeu, mă duc el, nu mă poate opri nimeni. Nici lumea, nici păcatul, nici diavolul, nimeni. Pentru că îl vreau pe Dumnezeu. Pe coate, pe genunchi, târâși, alergând, mergând, eu îl vreau pe Dumnezeu. E foarte simplu. N-are rost să încercăm să oblojim lucrurile. Nu e așa. Domnul Iisus a spus simplu, dacă vrea cineva să vină după mine, doar dacă vrea, atunci trebuie să facă lucrurile acestea și asta se întâmplă. Acum, un lucru la care am stat și m-am uitat foarte serios și m-am uitat ascultând mai mulți slujitori, înțelegând lucrurile, având o perspectivă mult mai largă, prin faptul că i-am ascultat pe alții, le-am înțeles punctele de vedere, cu cele mai multe am fost de acord, pentru că toți vedem și înțelegem lucrurile. Eu am să mă axez un pic pe partea bună care a scos la suprafață negativul din noi. De ce e bună? Pentru că noi, ca și individ, ca și familii, ca și biserici, noi chiar avem probleme. Noi chiar avem probleme. Începând cu păstorii care nu sunt disponibili să slujească turma într-un mod real. Adică tu ești păstor ca să ai un birou și să consiliezi oameni. Ești păstor ca să te pregătești pentru predică. Ești păstor ca să faci ucenicizare și să ridici următorul nivel de oameni de lângă tine, pentru că cineva trebuie să ducă mai departe lucrarea, așa a făcut Iisus, dacă tu nu faci așa e o problemă. Mai departe. Sunt oameni care au nevoi speciale, cu adevărat speciale. Deci ăștia sunt păstori. Mergem mai jos frumos la membrii bisericii. Un lucru care este evident, dragii mei, începând cu mine, repet, deci chiar dacă spun lucruri directe în față, n-am niciun regret. Mi le spun mie, ca să am autoritatea și dreptul să le spun oricui. Mie mi le spun întâi. 1. Am realizat că încă iubesc lumea. Ceea ce fratele meu povestea și exemplul pe care l-a dat, cu trăirea pe care el a avut-o, am avut aceeași trăire. Știți până la ce punct? Până la punctul în care am spus, Doamne, un lucru este sigur. Sunt copilul tău, sunt robul tău, sunt chemat în slujire. Am văzut poarta cerului, nu de pe strada, ci poarta cerului de sus. Dacă trebuie să plec, că a venit timpul, n-am niciun dubiu. Păcatele îmi sunt iertate, sunt mântuit, sunt copilul tău, mă duc în cer. Punct. Dacă n-a venit timpul, ajută-mă să merg mai departe. Și mi-am schimbat frământarea aceasta, am reflectat-o asupra bisericii în sensul cum pot ajuta biserica. Ceea ce am înțeles este că nu-L iubim pe Dumnezeu cu adevărat. Nu suntem gata să murim. Nu suntem gata să plătim prețuri elementare. Nu prețul de martiraj, nu, dar astea sunt deja lucruri de istorie. Nu suntem gata nici măcar să rămânem credincioși cu zeciuielile care trebuie să le dăm. Nu suntem gata să venim la rugăciunea de dimineață de la ora 6. Nu suntem gata să relaționăm cu ceilalți din biserică oferindu-ne printr-un telefon, o plasă cu ceva, ceva să facă. Nu suntem gata. Despre ce vorbim? Despre niște realități pe care Dumnezeu le-a scos la suprafață din noi. Avem o singură șansă. Să ne pocăim din străfundul ființei noastre cu sac și cenușă. Discursul meu acum este unul din ăsta foarte direct. Nici nu vreau să fie altfel. Pentru că dacă tot ce putem câștiga și curăți noi este binevenit. Ce rămâne ne dă probleme. Sigur că sunt întotdeauna Dumnezeu a avut rămășița Lui. Dar întrebarea mea este ipotetic. Din 10.000 cât ar fi trebuit să fim ce trebuie, de ce trebuie să fie numai 50? De ce nu pot fi 5.000? De ce nu pot fi 10.000? Pentru că iubim lumea? Pentru că ne iubim pe noi și pentru că suntem egoiști? Nu, e simplu, nu e complicat. Noi trebuie să ne reîndrăgostim de Dumnezeu. Noi avem nevoie de revelația cine este El. Dumnezeu, despre cine? Unde e Dumnezeu ăsta? Să-L vedem, să-L cunoaștem. Claudiu ridică o problemă importantă. Că suntem credincioși evanghelici, că suntem credincioși de altă culoare
creștină, confesională, avem nevoie de pocăință, pentru că Dumnezeu ne-a arătat lucruri care nu sunt după voia Lui în viața noastră, și celor care își dau seama că șansa este la Hristos, poate Dumnezeu l-a arătat nevoia de mântuire. Și oarecum aș vrea să inversăm lucrurile, pentru că avem mai multe spoturi să vă arătăm și mai multe subiecte, pentru că o categorie de scrisori pe care le-am primit și e-mail-uri arată că sub presiunea aceasta mulți s-au dat seama că e nevoie de mântuirea sau a lor, de rededicarea lor, sau mântuirea celor dragi, ca o nevoie primară. Și glumesc că de multe ori cu Claudiu, că ne știm de multă vreme, orice îl întreb, subiectul lui preferat trage discuția înspre mântuire și pocăință. Vă citesc doar câteva din bilete, mi le-am pus cu agrafe pe categorii, doar câteva. Din Paris ne spune Cristina, din familia mea, rugați-vă pentru familia mea, copii, soți, familie părinților noastre, bunici. Nimeni nu este mântuit în afară de mine. Și a dat seama Cristina, deci nu cere alte rezolvări. Au fi având și dânsa probleme. Deci Cristina vrea mântuire în regim de urgență pentru toți cei dragi ei. Cineva din Austria are probleme în familie, concubina și așa mai departe, soți, dar vreau ca familiile, și de aici mai multe nume, să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima lor. Am citat exact cum este. E-mail-uri foarte sincere. Și la principii creștine de viață. Cineva cu numele de Jenny. Rugați-vă pentru mine și familia mea să ne putem întoarce la Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Știe ceva dânsa, dacă probabil se întoarcă, înseamnă că probabil că a mai fost Denis, băiatul meu și soțul meu, zice, din Dej, pentru mântuire. Și altele câteva care au mai venit chiar acum și vă îndemn să ne trimiteți în continuare. Ne vom ruga mai mult pentru dumneavoastră. Cumva, haideți să ne rugăm, nu știu, poate începe Claudiu, să ne rugăm și pentru pocăința a noastră ca slujitori, indiferent unde suntem ca slujitori, pentru că nu, poate n-am reacționat cum trebuie. Ne-a arătat Domnul ce lacune mari în viața noastră și după aceea să conducem pe cei care doresc să se întoarcă la Domnul, să se pocăiască, să dedice Domnului, să se întoarcă, poate chiar cu o rugăciune de predare, și să ne rugăm alături de cei care strigă pentru cei din familie lor să Dumnezeu să-i atingă, să ne mai dea o șansă de atingere. Tatăl nostru, ne smerim în această seară înaintea Ta. Îți mulțumim că încă harul Tău este mare față de fiecare dintre noi. Îți mulțumim că ne-ai dat viață, îți mulțumesc că ne dai viață veșnică în Domnul Iisus Hristos. Mă rog pentru aceste persoane care au îndrăznit să trimită aceste bilete, cerând o întoarcere reală pentru cei din casele lor și din familiile lor. Mă rog, Doamne, să privești din înălțimea cerului și peste familia Cristinei, să aduci, Doamne, vremuri de înviorare și de trezire spirituală. Amin. Te rog, ajută-ne să vedem mulți oameni, mulțimi de oameni care să vină înaintea Ta cu pocăință. Dorim, Doamne, să Te vedem pe Tine lucrând la o scară mare. Îți mulțumim că lucrezi în alte părți ale lumii cu multă putere. Te chemăm, Doamne, în România. Amin, Doamne. Te chemăm peste românii care locuiesc în diaspora. Doamne, suntem geloși pentru poporul în care ne-ai făcut să ne naștem. Și chemăm, Doamne, mântuirea Ta peste poporul nostru. Ajută-ne să ne pocăim în sac și cenușă. În aceste vremuri, arată-ne starea în care suntem și ajută-ne să mergem în acest proces până la capăt. Te rugăm să ne atingi prin Duhul Tău cel Sfânt pe fiecare dintre noi. Și pentru că pretindem unii dintre noi că suntem copii ai Tăi, te rugăm să ne sfințești și să ne curățești. Te rugăm să ne apropii de Tine. Te rugăm să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. Recunoaștem acum și aici că avem mare nevoie de Tine. Avem, Doamne, nevoie de Domnul Iisus Hristos, Cel care a plătit în locul nostru pe lemn pentru păcatele noastre. Și Te rugăm să aduci vindecare. Vindecare și naștere din nou în Amin. Duhul nostru. Amin. Pentru toți telespectatorii care sunt acum în fața televizoarelor și nu sunt mântuiți. Știm, Doamne, că Alfa Omega nu poate să mântuiască. Noi, ca și lucrători, nu putem să mântuim, dar Tu poți. Amin. Știm că Evanghelia Ta are aceeași putere și că mulți oameni au fost mântuiți în acești ani de emisie. Te rog, Doamne, să mântuiești în continuare oameni, să lași ca România să fie zguduită din temelii și aceia care și-au plecat genunchiul și aceia care au venit înaintea Ta, Doamne, să nu fie doar ca și un foc de paie, ci să fie cu adevărat schimbați înăuntru lor. Îți mulțumesc pentru că vei lucra și că vei mântui pe cei din națiunea aceasta. Ne rugăm pentru ei, ne identificăm cu ei, cerem iertare pentru păcatele naționale. Și Te rugăm, Doamne, ca să vii cu prezența Ta, să vii cu puterea Ta
și să ridici la viață sufletele oamenilor. Amin. Amin. Tată, în numele Domnului Iisus, cerem ca îndurarea Ta de Dumnezeu să coboare peste tot neamul nostru românesc. Cerem ca Evanghelia Mântuitoare a lui Iisus Hristos să fie descoperită într-un mod nou, proaspăt, profund și transformator. Amin. Peste fiecare suflet și în fiecare suflet de pe suprafața acestei țări. Amin. Și oriunde sunt oameni care ne urmăresc și care înțeleg sau nu înțeleg că mântuirea sufletului este primul și cel mai important lucru mai presus de orice. Doamne, cerem această revelație prin Dumnezeu Duhul Sfânt, amin, prin crucea mântuitoare a jertfei, amin, lui Hristos. Doamne, fă ca această evanghelie care este puterea lui Dumnezeu să pătrundă inima și mintea poporului român. Și, Doamne, fiecare om din țara aceasta să fie îngrijorat până la disperare de mântuirea sufletului lui și nimic mai puțin. Pentru ca să începem să umblăm cu Tine, având parte de naștere din nou, de transformare dumnezeiască, primind dreptul să ne numim copii ai Tăi și nimic altceva. Doamne, îndură-Te de toți oamenii care au cerut mântuire pentru cei din familia, amin, lor. Doamne, dă-le revelația faptului că aceasta este voia Ta indubitabilă și că Tu vrei mântuirea lor cu orice preț. Pentru că lucrul acesta este cel mai important. Ajută-i să înțeleagă, ajută-i să creadă, ajută-i să stăruiască în rugăciune, în post, într-o trăire curată, amin, pentru ca cei din familia lor să vadă puterea Evangheliei în ei, iar Duhul Sfânt să poată lucra mântuire, pocăință, credință, eliberare, vindecare și viață. În numele lui Iisus ne-am rugat. Amin. Amin. Vreau să înserăm în minutele următoare o scurtă știre de la un eveniment legat de vindecarea aceasta a bolilor mentale și trupești legate de abordarea holistică a problemei vindecării și a restaurării. L-ați avut în biserica voastră, dar împreună ați făcut acest eveniment pe Vlad Slezak și am făcut o știre de la acel eveniment. Vreau să-l înserăm ca să avem un punct de plecare în rugăciune pe care vom face în continuare. Îngrijorarea permanentă și grijile excesive ne pot afecta emoțional și fizic, dar bolile nu se tratează numai medical sau numai teologic. Rezolvarea problemelor de sănătate implică un efort comun din partea medicului, pastorului și pacientului, spune doctorul Vlad Slezak, specialist în reabilitare psihiatrică complexă și fondatorul metodei consilierii creștine multidisciplinare. Omul trebuie tratat în toate aceste domenii și astfel am creat conceptul, cu ajutorul lui Dumnezeu, tratamentul bio-psiho-socio-spiritual, adică biologic-medical, psihologic creștinește, social și spiritual creștinește, dar tot în unitate. Și atunci îl tratez pe om sau încerc să-l ajut cât mai bine în aceste domenii. Frica, îngrijorarea și anxietatea sunt subiecte de actualitate. Din dorința de a găsi soluții, la Timișoara a avut loc un seminar pe această temă, organizat de Biserica Sfânta Treime și Biserica Maranata din municipiu. Biserica trebuie să înțeleagă că Dumnezeul cel atotputernic a creat omul după chipul și asemănarea Sa. Și tot ce este omul, duh, suflet și trup, este plăsmuirea mâinii lui Dumnezeu. Nu există parte din ființa umană pe care Dumnezeu să nu știe să o repare. Secretul este că trebuie să știm și noi. Dumnezeu vrea lucrul acesta. De aceea, pentru toți cei care au fost la acest seminar, au putut observa foarte clar legătura între medicină și cuvântul lui Dumnezeu. Și este evident că atunci când un credincios creștin care își dorește cu adevărat să aibă parte de intervenția lui Dumnezeu în duh, în suflet și în trup, prin cuvânt, prin credință, poate avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu cred că este un eveniment foarte relevant pentru omul secolului 21, care se confruntă într-adevăr cu frici, cu îngrijorări, cu anxietăți și datorită acestei nevoi am organizat acest seminar, fiind conștient că oamenii caută soluții. Caută soluții pentru problemele lor, caută soluții pentru îngrijorările lor, au diferite temeri și cumva se gândesc cum pot să le trateze. Un psihiatru creștin cred că este unul care poate să aducă răspunsuri la întrebările pe care oamenii le au cu privire la acest subiect. Din perspectiva Scripturii, frica este o problemă universală,
Biblia face referire la această problematică spirituală, emoțională și psihică. Porunca cea mai des întâlnită în Scriptură este nu te teme. Plecând de la premisa asta, trebuie să înțelegem că nu există om care să nu se confrunte cu această problemă. Deci, întrebarea corectă nu este dacă oamenii se confruntă cu ea, ci cum anume se raportează și ies din această problemă. Credința biblică nu înseamnă negarea. Noi nu negăm anxietatea. Credința biblică înseamnă confruntarea ei și oferirea soluțiilor pe care le găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu de a ieși din aceste robii. Nu suntem aici ca să judecăm, ci ca să aducem soluții, pentru că biserica, din punctul meu de vedere, trebuie să fie relevantă societății în care trăim, dar trebuie să fie în absolutismul biblic și cristocentric, să aducă soluții. Cea de-a doua ediție a seminarului Consiliere Multidisciplinară a reunit peste 150 de participanți. Oamenii au fost interesați de modul în care pot pune în practică această metodă de consiliere biblică, medicală și științifică. E foarte important să învățăm asta și să vedem cum să punem în practică problemele cu care ne confruntăm în societatea în care trăim, să le abordăm într-o manieră creștină. De cele mai multe ori noi creștinii dăm vina pe cel rău, îngrijorările, anxietatea și frica vine doar de la cel rău, dar de fapt nu înțelegem că noi nu-L avem pe primul loc pe Dumnezeu când suntem implicați într-o stare de frică, îngrijorare sau anxietate. Această conferință este foarte relevantă pentru că ne prezintă perspectiva biblică din punct de vedere medical. Și oarecum doctorul Vlad Șleza ne ajută să înțelegem că de fapt ele nu se contrazic, ci că lucrează împreună. Consider ca și creștini, în primul rând, că este foarte important să fim educați asupra acestei afecțiuni și să abordăm atât spiritual cât și științific această problemă. Cu tot ceea ce aud aici pot să ajut femeile care vin în consiliere. Sunt probleme foarte frecvente de îngrijorări, de frici, de anxietăți și mulțumim lui Dumnezeu că putem afla mai multe lucruri și putem impacta mai mult în viața femeilor. Am înțeles multe lucruri, mi s-a deschis perspectiva pentru cum să scap de îngrijorări, de frici, de anxietăți. Tinerii ne luptăm mult cu problemele astea. La finalul celor două zile de seminar, doctorul Vlad Șlezac și-a lansat cea mai nouă carte intitulată O enciclopedie creștină a bolilor. Autorul face referire la peste 750 de boli cuprinse în câteva categorii: boli mentale, comportamentale, spirituale, relaționale, familiale și boli ale trupului. Vlad Șlezac își dorește ca această lucrare să fie utilă atât consilierilor creștini, cât și profesioniștilor din domeniul sănătății. Din această știre care am urmărit-o împreună, la care a fost parte, v-a călăuzit Domnul să organizați împreună ca și biserici, deși aveți oficial, să zic așa, culori diferite confesional, această problemă a nevoia de restaurare e una comună. Dacă mai puteți să mai lămuriți încă o dată pe mine și pe cei care ne urmăresc, bolile mentale și bolile trupești au, ni s-a spus în această știre și în această conferință indirect, că au o cauză spirituală. Mai subliniați odată pentru cei care poate au deschis televizorul puțin mai târziu. E adevărat sau la cele trupești le recomandăm antinevralgic și, sau știu eu ce pastile sau tratament medicamentos și noi aici la Alfa Omega și în această emisiune ocupăm doar de bolile mentale sau de care ar putea să aibă o legătură spirituală, sufletească, de altă natură. Mai convingeți-ne încă o dată, mai spuneți încă o dată în sinteză. Orice ni se întâmplă, la orice nivel, are un substrat spiritual. Pentru că boala a intrat în lume odată cu păcatul. Dacă n-ar fi existat păcatul în lume, n-ar fi existat nicio boală. N-am fi avut nevoie nici de antinevralgică, tot l-ați adus în discuție, n-am fi avut nevoie de absolut nimic. Odată cu păcatul însă, au fost afectate toate părțile componente ale omului. Pentru că noi așa, ca și studiu, noi le împărțim așa în trei domenii. Dar de fapt omul este om. Și el poate fi afectat la oricare dintre etaje
Și în momentul în care nu este într-o relație bună cu Dumnezeu, e mult mai vulnerabil în fața tuturor acestor boli. Fie că sunt boli ale sufletului, fie că sunt boli ale trupului. În cele din urmă, dacă nu suntem în relația care trebuie cu Dumnezeu, diavolul are acces la viața noastră. Și atunci ne poate lovi în diferite părți, componente ale ființei noastre. S-a pomenit la începutul emisiunii că o mare parte din populația, sub o formă sau alta, a manifestat forme asociate cu frica, cu teama. Am și spus cum un creștin se poate să se teamă. Am putea spune frica e o categorie de probleme, iar bolile obișnuite sunt altceva? Să nu creadă cineva acum, frica este o boală? O putem aborda cu aceleași instrumente spirituale? Cred că cel mai simplu lucru este să ne uităm în Evanghelie. Dacă ne uităm în Evanghelie și vedem modul în care Domnul Iisus a slujit oamenilor, putem înțelege câteva lucruri fundamentale. Boala Duhului se vindecă prin mântuire. Credință, pocăință, spălare cu sângele Domnului Iisus, naștere din nou. Așa se vindecă Duhul. Sufletul, cele trei funcții, se vindecă prin procesul de sfințire. Noi intrăm într-un proces de transformare, de repunere acestor funcții în acele căsuțe ale ascultării de Dumnezeu. Iar trupul primește vindecare prin rănile Domnului Iisus, Isaia 53. Acum, uitați-vă în Evanghelie câte exemple au fost în care Domnul Iisus a venit cineva la el să fie vindecat. A fost vindecat trupul și instant a fost vindecat și sufletul. Du-te să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ceva din lumea spirituală, primind o poartă a păcatului, a avut dreptul să lovească. A lovit sufletul și trupul. Bolile psihosomatice sunt acele boli interioare sufletești nevăzute, dar mai reale decât ne putem imagina, care afectează trupul. Ele sunt acolo. Dar trebuie să clarificăm. Frica este un duh. Ni se spune clar, voi nu ați primit un duh de frică. Și când Pavel vine și spune asta în Timotei, nu vine să spune așa numai că nu știe cum... Are un lapsus atunci. Nu. Figură de stil. Nici ceva. Nu, metabolic. Este foarte clar. Frica este un duh. Frica vine de la demoni. Când acest sentiment vine spre... Și toți oamenii au trăit asta. Noi trebuie să înțelegem și aici mintea noastră intră în procesul acela de purtare a crucii despre care am vorbit și se produce acea metanoia, moarte față de păcat, lume, diavol și așa mai departe, și transformare după imaginea lui Hristos, noi trebuie să înțelegem cu mintea simplu. De unde vine? Ce este? De unde vine? Și ce trebuie să fac eu în situația aceasta? Dacă nu înțeleg asta, de-aia am spus că Biblia spune multe lucruri și ce dacă? Că ea spune multe, dar noi o citim nu știu cum. Că dacă am citit-o cum scrie, am înțelege ce scrie. Pentru că Duhul Sfânt, care ne naște din Dumnezeu, din cuvânt, ne descoperă cuvântul. Și atunci noi înțelegem că cuvântul este arma de care noi avem nevoie pentru o sănătate duhovnicească, având nașterea din nou, pentru o sănătate psihică și pentru o sănătate fizică. Sigur că am organizat acest eveniment împreună cu fratele Remus și cu doctorul Vlad, pentru că avem trei lucruri comune, domnule. Simplu. Deși suntem trei oameni din trei confesiuni diferite. Și ce dacă? Confesiunile au făcut oamenii. Dumnezeu, Duhul Sfânt, care ne-a luminat, e unul singur pentru toți trei, Scriptura este una pentru toți trei și problemele oamenilor sunt mai reale decât credem noi. Și ceea ce noi am gândit împreună a fost, domnule, cum putem ajuta trupul lui Hristos să se înțeleagă pe el însuși ca să știe cum să funcționeze. Unul din tinerii care a fost intervievat mi-a mărturisit în timpul seminarului și a spus așa ceva de genul ăsta. Frate păstor, aici ar fi trebuit să fie toți oamenii din orașul ăsta și dacă ar fi fost să audă cum funcționează un om, viața lor ar fi fost alta. Dar noi n-avem timp de asta. Nu, noi n-avem timp. Noi iubim lumea, ne zbatem pentru bani, pentru case, pentru mașini, pentru relații, pentru concedii. Dom'le, suntem plini de orice altceva. Când ne lovește trenul,
Alergăm repede la pastor, dar asta nu are timp de consilier, mergem la altul la 400 de kilometri. Dar întrebarea noastră este simplă. De ce nu înțelegem noi că relația cu Dumnezeu este lucru vital, definitoriu? Este viața. De ce nu ne pasă de asta? Pentru că suntem firești lumești, pământești. De aceea. Problema este simplu. Dacă eu îl caut pe Dumnezeu, și aici este, cred că este secretul tuturor lucrurilor. Eu trebuie să fiu legat de Hristos. Hristos este viața mea. Dacă nu realizez asta, totul este fum și cenușă. Doar Hristos rămâne. Când eu mă leg de El, pentru că El a murit în locul meu, de dragul meu și pentru mine, pentru că în jertfa Lui am toate lucrurile din belșug. Domnule, am o întrebare, că sunt disperat. Se poate pune întrebarea asta. De ce a spus Hristos că noi trebuie să avem viață din belșug? El a venit să o aducă unde? Unde? Vă rog, arătați-mi-o. Unde este? Unde? Când în cer? Trebuie să o caut, trebuie să o doresc. La unii smerenia și sărăția este o virtute. E un subiect sensibil, acesta chiar în zona evanghelică. Cu cât ești mai sărac, cu cât ești mai smerit. Avem niște defecte religioase care ne frustrează, ne fură bogățiile harului lui Dumnezeu. Pentru că considerăm că propria noastră neprihănire, l-auzi pe unul, domnule, n-ai numai proprii de cină, dacă n-am 3 zile de post, nu mă ating de nevastă mea și sigur Dumnezeu mă prime. Pe bune. Deci cam care ar mai fi rolul jertfei lui Hristos, sângele unic, care nu... De unde ai reușit tu să scoți persoana ta spirituală, aceste învățături, cu maniera aceasta, în care... De care ai fost bătut de nenumărate ori. Cu propriile tale religii. Bun. Asta este unul din exemple și sunt așa de multe și vreau să spun un lucru. Oameni buni, pocăiții trebuie să se pocăiască. Este o răutate atât de profundă în poporul lui Dumnezeu la toate nivelele. De judecată, de bârfă, de tot felul de partide, de spiritualități, de o ieftinime insuportabilă. Când ne pocăim, au ieșit la suprafață. S-au chinuit unii slujitori pe cuvânt, din cuvânt, pe rețelele astea de, pardon, sociale, nu de socializare, că nu socializezi, să aducă învățătură, să facă ceva. Nu zici, bă, că au sărit pe ei și au măcelărit. Cine? Pocăiții. Mulțumim că ne-am pocăit, am primit pe Domnul în inimă acum 10, 15, 20 de ani și suntem a lui Hristos. Acum că vorbești despre a fi una cu Hristos ca identitate, ca și creștere spirituală permanentă, e ceva care nu e atât de confortabil. Hai să vrem să ne și rugăm. Din multele categorii de aici am ales frica ca un prim punct de rugăciune, pentru că, fără să știe, fratele Remus a pomenit despre un procent mare de oameni care s-au trezit speriați, înfricoșați. Deduc din ce a spus, deduc eu și știu, și cei care ne urmăresc, frica este o influență demonică, este un duh. Cei care ne-au scris că au probleme de frică, în fond trebuie să înțeleagă că trebuie abordată frica exclusiv cu instrumente duhovnicești, doar una sau două vă citești și pe urmă să vă gândiți cum anume să ne rugăm cu cei care au problema aceasta a fricii, pentru că este unul din efectele majore, că tema această emisiune este legată de efecte, boli, consecințe, vindecare, restaurare de după pandemie. Frica este un efect, o consecință uriașă. Cineva din Răcăciun, județul Bacău, probleme de frică. Cineva ne spune, cred că din Nisporen, Republica Moldova, să alunge Domnul din mine orice frică. Într-un fel, poate și spuneți, așteptăm ca Domnul să alunge, sau noi de aici, din Alfa Omega, să alunge. Cum ne putem ruga noi, ca indivizi, ca această frică să fie scoasă sau să se închide ușile de influență a acestui duc de frică în viețile noastre? Din Scriptură ni se arată foarte clar faptul că se poate ca la un moment dat să ne confruntăm cu teama, cu un gen de frică, dar psalmistul spune ori de câte ori mă tem, mă încred în tine. Amen. Mă încred în Domnul. Deci cumva putem scoate această teamă din inima noastră prin înlocuirea ei cu o încredere nezdruncinată în Dumnezeu, care a spus că nu te voi lăsa cu niciun chip. Nu te voi părăsi, voi fi alături de tine în fiecare zi. De aceea, în momentul în care realizezi că ești proprietatea lui Dumnezeu 100%, numai
Întrebarea este dacă ești proprietatea lui Dumnezeu 100%. Că dacă nu ești proprietatea lui Dumnezeu, da, Duhul vine și cumva revendică în tine partea lui. Este ca și cu cuiul lui Pepelea. Dacă el are în tine cuiul acela, el vine și spune, uite, asta este proprietatea mea. Și vine și aduce frica. Pentru că dacă este să ne gândim, există o teamă pozitivă. Și aceasta este teamă de Dumnezeu. Și cred că de aici lucrurile au fost corupte de către diavolul. Că diavolul întotdeauna încearcă să ia lucrurile și să le distorsioneze, să le ducă într-o altă direcție. Ori teama aceea de Dumnezeu, care a fost pusă de Dumnezeu în oameni, respectul acela deosebit, care nu-ți dă voie să calci greșit pentru că ești proprietatea lui Dumnezeu, a fost cumva luată și transformată. Și dintr-o dată oamenii au început să se teamă de tot felul de lucruri. De la păianjeni, broaște, oamenii se tem de întuneric, oamenii se tem de îmbolnăvire, oamenii se tem de moarte. Și culmea este că de ceea ce se tem, uneori aceea li se întâmplă. Și foarte interesant cum zici tu lucrurile și cum se întâmplă lucrurile respective. De aceea noi trebuie să cunoaștem Scriptura și să rostim cuvintele lui Dumnezeu. Peste chiar dacă trecem prin teamă. Noi spunem, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în tine, Doamne. Și dintr-o dată starea ta se schimbă. Și dintr-o dată Dumnezeu inundă ființa ta. Și dintr-o dată teama este înlocuită cu curaj. Și dintr-o dată vezi lucrurile într-o altă culoare. De aceea sfătuiesc, dacă mi este permis, telespectatorii să se încreadă în Dumnezeu, să privească în Scriptură și să-L cunoască pe Dumnezeu, să își ia informațiile despre ei din Scriptură, nu din psihologie, nu din alte domenii ale științei. Da, știm, am citit și noi cărțile acestea, dar nu acolo există răspunsul. Răspunsul este la Creatorul nostru. Și atunci când suntem într-o relație apropiată cu El, atunci când Îl căutăm cu toată inima noastră și cu toată ființa noastră, El răspunde rugăciunilor noastre. Haideți să mergem la cauze, să nu ne oprim la efectele acestea care prind și ne țin și ne blochează și ne împiedică să fim ceea ce Dumnezeu a intenționat să fim. Noi suntem niște copii ai lui Dumnezeu și dacă L-ați primit pe Domnul Iisus Hristos, ca și Domn în viața dumneavoastră, Îl aveți alături de dumneavoastră în fiecare zi. Dacă nu L-ați primit, veniți în această seară împreună cu noi și spuneți, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul al lui Dumnezeu, vino în viața mea, naște-mă din nou, așa cum ai spus în această emisiune, că poți să o faci și fă din mine un om nou. Hristos este Cel care poate să te transforme. Hristos este Cel care poate să ia Duhul acesta de frică de deasupra ta și dintr-o dată să fii plin de putere. Dintr-un om slab care vedea numai lucrurile negative, să devii un copil al lui Dumnezeu care să vadă lucrurile complet diferit. Dumnezeu te iubește și are un plan cu viața ta. De aceea în această seară, dacă vii împreună cu noi în această rugăciune și dacă îți mărturisești păcatele tale înaintea Domnului, și dacă ceri iertare pentru ele, El va face din tine acum un copil al tău. De aceea vino împreună cu mine într-o rugăciune. Doamne Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ne-ai spus și în această seară că ne iubești. Îți mulțumesc că ai pus în viața mea o parte din tine. Îți mulțumesc că ai pus Duhul tău cel Sfânt care mă poate elibera de orice fel de teamă. Doamne, învață-mă să mă tem cu adevărat de Tine și știu că n-are de ce să-mi fie frică de altcineva sau de altceva. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să mă curățești în sufletul meu și în duhul meu. Și, Doamne, Te rog să vindeci trupul meu. Orice lucru care nu este la locul lui, Te rog să-l transformi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Te rog, Doamne, să lucrezi în familia mea și Te rog să-i mântuiești pe toți cei dragi din casa mea. Doamne, dorim ca în această națiune numele Tău să fie înălțat mai presus de orice nume. Și, Doamne, dorim ca fiecare ascultător, ajută-l să se pocăiască cu adevărat. Amin. Doamne, doar Tu poți să ne arăți cu adevărat ce înseamnă să fim cu adevărat pocăiți.
De aceea învață-ne să ne smerim și învață-ne să ne pocăim în sac și în cenușă. Și pentru că poți să transformi identitatea noastră și că poți să ne dai o sămânță dumnezeiască care să aducă rod și să aducă acea viață din abundență. Doamne, adu-o acum! Ajută-ne să nu așteptăm până în momentul în care vei reveni Tu să primim lucrul acesta, ci să avem o viață din abundență în fiecare zi. Eliberează poporul acesta de orice fel de teamă și ajută-l să pășească prin credință. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Și în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumesc pentru tot aceea pe care i-ai născut din nou. Doar Tu îți cunoști toți copiii Tăi. De aceea fii binecuvântat, Dumnezeul nostru, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Amin. Așa, cred că a fost o rugăciune importantă. Am așa un gând. Sunt unii care, prin care diavolul cred că a pus un cap de pod important, cu duc de frică, un cârlig, și care poate au nevoie de o rugăciune scurtă, mai în putere, pentru ca să fie liberați de această influență demonică. Dacă cred că e important, vital, cum s-a rugat fratele... Este baza. Este baza, pentru ca să ne punem încrederea în Dumnezeu, să știm cine suntem în Hristos și vom continua această direcție, cine suntem în Hristos, cred că e o mare problemă a lumii, dar poate pe cei care sunt ai Domnului, se zbat într-o problemă deosebită, au dat drept diavolului să aibă un călig în viața lor, cu ea lui Pepelea, cum spunea, poate pe ei poți să-i conduci într-o rugăciune. Cu dragă inimă. Aș vrea să te încurajez la următorul lucru. E timpul, cu tot ce ești tu, să te întorci spre Dumnezeu. Să aleți să spui, vreau să-L fac pe Hristos Domnul vieții mele. Nu vreau să trăiesc ca rob, sub niciun jug. Eu sunt doar robul lui Hristos. Ceea ce trebuie să înțelegem este că noi toți oamenii ne confruntăm cu frica. Problema este ce facem cu ea. O lăsăm să ia control peste noi sau ne ridicăm îmbrăcați în armură și luptăm împotriva ei. Este scris în cuvânt, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Primul lucru, pocăință de toate păcatele. Credință în sângele lui Hristos care te spală de orice păcat acum. Sângele Domnului Iisus te spală de orice păcat pentru că Dumnezeu este drept și credincios. Dacă ai mărturisit și dacă îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, acum ești iertat. Următorul lucru, împotriviți-vă diavolului tare în credință. Este ca o monedă cu două fețe. Smerenie, pocăință, credință, curățire. Luptă. Luptă spirituală, luptă împotriva întunericului. Nu uita, tu ești copilul lui Dumnezeu. Identitatea ta este de copil al lui Dumnezeu născut din nou. Trupul tău este templul Duhului Sfânt. Spune acum împreună cu mine. Doamne Iisuse, tot ce sunt eu, aleg să-ți aparțină ție. Duhul meu născut din nou. Sufletul meu bulversat la toate cele trei nivele și trupul meu necăjit. Toate ți aparțin ție, pentru că toate au fost răscumpărate la cruce acum 2000 de ani. Și eu sunt răscumpărat de drept și de fapt. Și ceea ce vreau acum este să mă supun lui Dumnezeu cu tot ce sunt eu. Chem sângele Domnului Iisus să mă acopere și să mă spele în întregime, pentru că eu sunt proprietatea lui Iisus Hristos. Și în clipa aceasta, în această autoritate mă ridic prin Duhul lui Dumnezeu și mă împotrivesc oricărei uneltiri demonice de frică care a venit peste mintea mea, care a coborât în sentimentele mele, care mi-a distrus trupul. În numele lui Iisus Hristos, diavole, îți poruncesc, pleacă. Nu ai niciun drept peste trupul meu. Orice poartă ți este închisă, orice drept ți este luat prin mărturisire, pocăință, credință și curățire. Deci acum ieși în numele lui Iisus. Acum ieși, ieși, lasă-mă în numele lui Iisus Hristos. Niciun fel de formă de frică, indiferent de nuanță, de mod de manifestare, în suflet și în trup, în numele lui Iisus. Îți poruncesc să ieși acum, 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 în numele lui Iisus. Ieși și lasă-i, acum. În numele lui Iisus Hristos, poruncesc oricărei fel de formă de frică
Și orice fel de duh de frică care cauzează lucrul acesta acum, în autoritatea numelui lui Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, ieși și lasă-i! Acum! Ieși și lasă-i! Acum! Ei sunt copiii lui Dumnezeu! Nu ai drept și nu ai loc! Ieși și pleacă! Amin. În numele lui Iisus Hristos! Amin. Doamne Iisuse, arată-ți gloria ta de mântuitor și de eliberator! Proslăvește-te, umple-i cu Duhul Sfânt, botează-i cu Duhul Sfânt și cu foc dumnezeiesc. Ajută-i să se îmbrace în armură și să umble drept cu tine prin puterea Duhului Sfânt. În numele lui Iisus, Tată, te binecuvântăm și îți mulțumim. Amin. Alpha.